Eu folosesc apă de robinet acasă. Apa este declarată în parametrii de Direcția de Sănătate Publică, dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să îmbunătățim calitatea, parametrii. Apa care este extrasă din forajele care sunt în momentul de față la dispoziția orașului este foarte încărcată cu amoniu. Asta presupune că apa trebuie să fie intensiv tratată pentru a fi adusă în parametri. Tratarea intensivă duce ca apa să nu aibă un gust, gustul în primul rând să nu fie cel pe care îl așteptăm de la o apă cum este aceasta. Da? Și atunci, prin urmare, trebuie să facem tot ceea ce este necesar și omenește posibil ca apa să fie mult mai bună calitativ. Urbanul trebuie să aibă o atitudine mult mai atentă față de felul în care face lucrări și față de felul în care intervine la rețea, în așa fel încât să nu mai avem situații în care apa este amestecată cu pământ sau știți celebrele filmări în care apare apă murdară care curge la robinet. Urbanul trebuie să fie mult mai atent și să notifice mult mai clar beneficiarii, cei care sunt conectați la rețeaua de apă a orașului, atunci când face lucrări și să le menționeze faptul că în perioada X de timp, apa va prezenta alterări pentru că s-a intervenit pe coloană, s-a spălat sau s-a făcut altceva. Aceste lucruri sunt obligatorii. Deci, prin urmare, eu nu-mi doresc să mai văd vreodată în Slobozia faptul că a curs apă murdară la robinet, fără să existe o explicație clară din partea urbanului că da, am notificat cetățenii că în perioada, în ziua de marți, miercuri sau când s-au făcut lucrări, intervenții la rețea, care, bineînțeles că asta e vorbim din punct de vedere tehnic, vor altera pe o perioadă scurtă de timp calitatea apei. Și mai mult decât atât, eu o să solicit și urbanului să ia în calcul să scadă din facturile cetățenilor. Trebuie să fie un calcul metrologic cantitatea asta de apă care, evident că ea nu va fi în parametri pentru că va curge poate cu rugină sau cu impurități care sunt antrenate în urma acestei intervenții. Este o apă tratată intensiv datorită încărcăturii mari de amoniu, iar această tratare intensivă conduce la ceea ce spuneam, prezența unui gust care nu este neapărat bun. Eu personal, mie personal, apa ca gust, eu prefer o apă X, dar folosesc la bucătărie, soția mea gătește cu apă de la robinet, folosesc la cafea, apa care curge de la robinet. Pe care le aveți, cât de mare este nivelul ăsta de amoniu din apă, peste limita legală? Apa este tratată și este adusă în standarde. Standardul este de 0,5 micrograme pe litru, dacă nu mă înșel. 0,5 ca și principiu și din câte știu, sunt unele puțuri care au 1,6, unele dintre cele. Deci, practic, este o depășire importantă, dar din punct de vedere tehnic, acesta nu are nicio relevanță. Atâta vreme cât din punct de... să spunem așa... chimic este tratată. Ea este tratată, poate să aibă și depășirea, nici nu contează cât. Ea trebuie să fie adusă la 0,5 micrograme pe litru amoniu. Le-am solicitat să ne pună la dispoziție o hartă cu calitatea apei, sau de fapt a fronturilor de apă în zona noastră, în jurul Sloboziei. Toată chestiunea asta, vă spun de la bun început că nu va reprezenta un demers simplu. Vor fi contestatari, vor fi poate cetățeni care spun, noi nu mai vrem să mai cheltuim bani pentru ce? Pentru un nou front de captare sau o nouă linie de alimentare cu apă din Dunăre. Am investigat cât de cât și situația legată de posibilitatea de a repune în funcțiune linia de captare din Dunăre, cea pe care o avem. Ea nu este funcțională în momentul de față. Vorbim de vreo 40 km de țeavă, adică vorbim de investiții foarte mari. Vrem să investim într-o nouă, un nou front de captare sau vrem să aducem apă din Dunăre din nou. Aceste proiecte sunt foarte ambițioase. Și în același timp, multe administrații s-au ferit de ele. Au zis, domnule, nu vreau să vorbesc despre chestiunea asta, că mă înjură lumea. Din câte înțeleg,
problema este și în alte direcții. Adică nu înseamnă doar că acolo de la, doar din zona Drajna avem aceste depășiri. Există alte zone și am văzut analize făcute în care avem depășiri foarte mari pe fier și pe mangan. Adică scap de dracu și dai de tasul. Asta din cauza instalațiilor? Nu. Apa extrasă la bază. A, la bază. Deci vorbesc despre analiză. Ce v-am spus eu acum este analiză făcută pe puț. Unul dintre puțuri, am zis că are 1,6. Una are 2,5 amoniu. Adică depășirea e de 500%. Că tot vorbim de mai multe puțuri. Da. Deci, e nevoie de o investiție curajoasă care va costa bugetul. Asta în condiții în care oamenii vor spune cetățenii, da, domnule, noi vrem să mergem pe această investiție. Și o să propun o hotărâre de Consiliu Local prin care, pe anumite criterii legale, așa cum se dă și ajutorul pentru încălzire. Sunt niște criterii legale care sunt bifate, persoane care au posibilități materiale reduse, adică exact cei care sunt cei mai în imposibilitatea de a cumpăra apă îmbuteliată. Aceste familii să fie ajutate din bugetul local pentru a-și face conectare individuală. În felul acesta, practic, să scape și de problema încărcării facturilor sau împărțirii pierderilor acestea la nivel paușal și să aibă și, și o apă mai bună. Am făcut mai multe demersuri, pe care încă nu le prezint public, pentru a vedea care sunt soluțiile posibile. În așa fel încât, în perioada nu îndelungată de acum încolo, să ieșim într-o discuție publică și să spunem cam atât ne-ar costa să facem un nou front de captare de la Dunăre sau să reabilităm frontul de captare. Asta ar fi soluția pentru o alimentare cu puțuri în altă zonă sau există și varianta de a menține actuala sursă în funcție de ce opțiuni vor avea cetățenii. Reducerea mirosului în zona de est a orașului. Este extrem de important să abordăm cu curaj chestiunea aceasta. Dacă ne uităm pe hartă, stația de epurare a orașului practic este în oraș. Hai să nu mai fugim după, ne învârtim în jurul adevărului. Nu e în regulă că avem o stație de epurare în oraș. Și descoperim. Tehnologic vorbind, am întrebat, e foarte corect ce ziceți dumneavoastră, pentru că ați lucrat la urban, ce facem dacă putem să acoperim această emisie? Băi, acoperiți-o cu ceva. Emisia de gaze nocive și potențial explozive poate conduce la o catastrofă. Deci prima mea, bă, de ce nu acoperiți? Dacă moare cineva acolo, hidrogen sulfurat, că de fapt ăsta miroase. Soluția este mutarea acestei stații de epurare în afara orașului. Asta este soluția reală. Vă spun din start că eu sunt împotriva ideii de a elimina mașinile de pe Matei Basar. Nu este ceva ceea ce îmi doresc. Pe de altă parte, Primăria Slobozia a recepționat proiectul care vizează Bulevardul Matei Basarab sub semnătură, acceptând faptul că se vor monta acești vestiți bolari. Lucrul ăsta s-a întâmplat deja, nu pe semnătura mea, pe semnătura administrației anterioare. Partea proastă e că la contractul cu construcția nu s-a procedat la modificarea tehnică a contractului în așa manieră încât constructorul să spună, să îi se pună la dispoziție instrucțiuni. E vorba de dispoziție de șantier prin care să nu se mai facă acești bolați. În momentul în care tu ai dus tot contractul la capăt și constructorul a făcut toate construcțiile, tot ceea ce avea de făcut și a rămas doar la faza să monteze acești bolați, într-un mod așa șmecherește, stai că am prelungit contractul de finanțare. Păi ce legătură are cu angajamentele pe care le ai cu constructorul? Lucrul ăsta trebuia făcut deja de 2 ani de zile. Lucru pe care l-am solicitat
și am avut încredere că se va întâmpla și că se va face această modificare de contract, dar din păcate, și repet, nu vreau să am o discuție, o dispută cu fosta administrație, chiar eu nu sunt adeptul ideilor de vechea greaua moștenire. Prezum că ce am preluat trebuie să rezolvăm, pentru că cetățenii vor întreba ce faci tu, nu ce a făcut vechea administrație. Obiectivul meu principal este să rezolvăm cu o dispoziție de șantier la final de proiect, care să modifice proiectul prin eliminarea acestor bolarzi, în condițiile în care nu riscăm să ne ia la ceartă Curtea de Conturi în primul rând pentru niște cheltuieli care sunt făcute vazi ilegal la finalul proiectului. Am fost să văd care este statusul platformei din zona Iase Slobozia Nouă, unde primăria a investit deja niște bani, cred că în anul 2021, pentru realizarea de montarea sistemului de iluminat public pentru camere de luat vederi, pentru că acolo trebuie să fie o zonă în care să se depoziteze mașini care nu mai sunt viabile, care vorbiți la un moment dat de rable. Dar inclusiv primăria Slobozia are destul de multe echipamente, mașini care nu mai sunt folosite. De exemplu, fostele autobuze, care acum sunt împrăștiate pe peste tot, ba prin platforma IMM, ba pe în alte părți. Gara Slobozia și mai departe. Bineînțeles. Și atunci, am solicitat colegilor de la DADP să proceseze de urgență la aranjarea acelui teren, însemnând inclusiv împrejmuire, pentru că, într-adevăr, aveam o investiție destul de scumpă, stâlp de iluminat, camere de luat vederi și așa mai departe, pe un câmp gol. Nu e normal să facem lucrul ăsta. Vreau să ducem acolo toate mașinile care nu pot fi, care astăzi ocupă diverse spații în oraș și deja să începem, practic, să așezăm niște, să mai obținem niște locuri de parcare. Pe de altă parte, o să amenajăm în zona platformei IMM o parcare, în așa fel încât mașinile care, din păcate, nu găsesc o soluție de se parca, și se întâmplă lucrul ăsta, sunt cetățeni care au mașini cu care lucrează, pe care nu cred că își doresc unii dintre ei să le aibă parcate în fața ușii să se certe cu toți, vecinii. Dar spun, noi n-am unde să o duc. Eu lucrez cu mașina asta, că se numește microbus, că se numește orice altceva, să le dăm posibilitatea, dacă doresc, să ducă acele mașini și să le parcheze într-o zonă păzită care să poată să le fie accesibilă. Am solicitat deja o analiză pe proiect, analiză care să ne arate care este soluția pentru a închide toată această investiție. Eu am spus în campanie electorală și continui să mențin această poziție, utilizând un sistem de lift de mașini care este foarte ieftin. Vorbim de o investiție care este mult mai mică decât a ce presupune să săpăm pe aici, în prejurul primăriei, să facem stâlpi, să facem coborâri și așa mai departe. Și în felul ăsta să o parte din mașinile care sunt în zona aceasta a primăriei deja să poată să fie, să utilizeze această parcare subterană și definitiv să rezolvăm acest vechi proiect care atârnă.